Sute de turiști sunt așteptați în acest weekend la Rânca. Pentru siguranța lor în stațiune se vor afla și salvamontiștii, dar și drumarii. Chiar dacă salvatorii montani se află permanent în zonă, sfatul specialiștilor pentru iubitorii sporturilor extreme este să nu se aventureze fără echipament corespunzător pe munte. Se anunță un sfârșit de săptămână aglomerat la Rânca. Numărul turiștilor va înregistra o creștere, lucru îmbucurător și pentru administratorii de hoteluri și pensiuni. Pentru a nu exista incidente în trafic, drumarii se află permanent în stațiunea montană. Având în vedere că se apropie iarăși vacanța copiilor, sigur va fi un număr destul de mare de turiști și în acest weekend și weekendul trecut. Vremea la munte a fost mult mai frumoasă ca în oraș. A fost un plafon de nori foarte jos și în Rânca a fost soare, a fost frumos, au fost destul de mulți turiști. După noi să vină cât mai mulți, pentru că și nouă ne este drag să-i vedem acolo, atâta timp cât vremea ține cu noi și oricum, chiar dacă va ninge, noi le garantăm că drumul va fi practicabil permanent. La Rânca se află și salvatorii montani. La Rânca asigurăm în permanență o ambulanță și un echipaj de salvator montan cu pregătire medicală la cabinetul medical al punctului salvament din stațiune. În fiecare weekend, sute de persoane alerg să meargă să schieze sau să se dea cu sania pe pârtile de la Rânca.